Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a declarat că 42.000 de oameni mor anual în România din cauza fumatului. Declarația a fost făcută astăzi în cadrul conferinței 2035, prima generație fără tutun a României, desfășurată la Palatul Cotroceni, unde a luat parte și președintele României, Klaus Iohannis. În cadrul conferinței ce a avut loc astăzi la Palatul Cotroceni, 2035, prima generație fără tutun a României, ministrul Sănătății Vlad Voiculescu atrage atenția asupra faptului că anual mor 42.000 de oameni în România din cauza fumatului. Ministrul Sănătății declară că efectele fumatului nu se văd imediat, ci după 15-20 de ani câteodată. De aceea, pe lângă încurajarea opritului de fumat, este extrem de importantă prevenirea debutului. Mai pe românești ar fi bine ca tinerii să nu se apuce de fumat. Sunt așadar extrem de onorat să pot contribui la lansarea unei strategii de prevenire a fumatului în rândul tinerilor și să prefigurez un orizont al anului 2035 în care să avem prima generație de tineri compusă din nefumători. Mai mult, Vlad Voiculescu a făcut apel către parlamentari să nu modifice legea care interzice fumatul în spațiile publice, pentru că asta ar însemna un atentat la sănătatea cetățenilor. Și președintele Klaus Iohannis a susținut o alocuțiune în cadrul acestei conferințe și a declarat că avem o responsabilitate față de tinerii și copiii României. Îi putem sprijini pe adulții de mâine să cunoască importanța prevenției și a unui stil de viață sănătos. Cu toții ne dorim sănătate pentru copiii noștri, iar acest lucru poate fi realizat doar prin dezbatere și implicare la toate nivelurile. După cum știți, prevenția și educația pentru sănătate fac parte din preocupările mele. Aici intervine rolul dumneavoastră al educației în ceea ce privește prevenția, al formării unor noi tipare de comportament în raport cu propria sănătate. Punând astăzi accent pe educația în scopul prevenției, care include conștientizarea riscurilor pe care le presupune fumatul, dăm generațiilor următoare șansa să trăiască o viață mai sănătoasă